Corect, pe 8 aprilie voi avea a treia luptă pe care eu neapărat o voi câștiga și voi demonstra că eu sunt mai puternic și mai deștept în luptă. Nu știu ce reprezintă că are foarte puține lupte, dar voi fi pregătit la orice acțiune care el o va face și îi voi arăta că eu sunt cu mult mai puternic. Ion Kirilov, ești pregătești foarte bine, îți promit că lupta asta să fie cea mai grea din cariera ta. Eu voi fi pregătit la maximum și sper că și tu vei fi la fel. În primul rând, eu sunt taxat pe centura de 85 kg de la organizația FIA. N-are nicio importanță ce adversar eu voi avea, eu voi fi pregătit pentru oricine și voi demonstra tuturor că eu sunt campionul în categoria mea și nu e nimeni mai puternic decât mine. Eu vă doresc la toți să veniți pe 8 aprilie la Futsal Arena în Cerescu, să priviți în live aceste lupte grandioase și, sau cei care sunt peste hotare și doresc la fel să cumpere translare pe FIA Fights TV și să ne urmărească și să țină pumnii pentru luptătorii noștri.